Vom avea nevoie de 3 ouă și un praf de sare. Batem foarte bine ouăle și vom adăuga aproximativ 300 de grame de zahăr treptat și vom bate din nou. După ce terminăm de bătut ouăle cu zahărul, vom adăuga 180 de mililitri de ulei de floarea soarelui treptat. Într-un bol punem 200 de grame de făină, peste care vom adăuga 5 grame de bicarbonat și 8 grame de praf de copt. Iar acum vom pune această compoziție într-o sită. Vom adăuga și puțină scorțișoară, în jur de 5 grame. Și vom strecura făina, vom da prin sită făina și vom amesteca, deci o vom pune treptat, vom amesteca ușor cu ajutorul unui tel. În această compoziție vom adăuga 250 de grame de morcov ras, dat prin răzătoare, și amestecăm bine totul. Cam așa trebuie să arate. Opțional vom pune și miez de nucă. Dacă nu vă place, puteți să nu puneți. Mai puteți pune și fructe uscate. Vom transfera compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu ulei sau unt ce aveți prin casă și se va da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40 de minute sau până când aceasta este gata și va trece testul cu scobitoarea. Într-un bol vom pregăti crema pentru tort și vom folosi 400 de grame de cremă de brânză pe care am cumpărat-o de la supermarket. De grame de zahăr pudră. Și coaja de la o jumătate de portocală pe care am ras-o. Și vom amesteca totul foarte bine. Cam așa trebuie să arate crema și o vom lăsa la frigider până când blatul de tort este gata. Am scos blatul de la cuptor. Uitați cât de frumos a crescut. Iar acum îl vom lăsa la răcit, apoi vom adăuga crema și, bineînțeles, îl vom orna. Tortul s-a răcit, iar acum voi pune crema. O vom nivela frumos peste tot. Am terminat de pus crema pe tort, iar acum îl voi orna. Am ras puțin morcov și puțină coajă de portocală și l-am ornat cu zmeură și cu cum ești de nucă, dar voi puteți să-l ornați cum doriți.
Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri. Iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune! Pa, pa!